președinte să preia conducerea. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Înainte de a trece la prezentarea și aprobarea ordinii de zi, trebuie să aprobăm procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt obiecții sau discuții în legătură cu ședința anterioară, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la aprobarea ordinii de zi. Dacă sunteți de acord, nu mai citesc toate punctele sau dacă se cunosc. Se cunosc. Trecem la aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Tot unanimitate. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale Vaslui din Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 29.3.2016 și rectificat prin hotărârea Consiliului Local numărul 25 din 4.3.2016, numărul 38 din 31.3.2016, numărul 71 din 26.7.2016 și numărul 81 din 24.8.2016. Inițiator, domnul primar Baciu Gheorghe. Dacă sunt discuții, dacă nu, da. Aviz comisiilor, Comisia de Buget, domnul președinte. Învățământ și urbanism. Aviz favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Slănic Moldova pentru anul financiar 2016. Aprobat prin HCL Slănic Moldova numărul 28 din 4.3.2016 și completat prin HCL 40 din 28.4.2016 și numărul și 83 din 24.8.2016. Inițiator, domnul primar Baciu Gheorghe. Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre, aici aș vrea să, și pentru cei care vor să, sunt curioși ce achiziționăm, ce facem. Este vorba pe partea de furnizare, de achiziționarea unei centrale termice pentru biblioteca orășenească, clădirea bibliotecii orășenești de la Slănic Moldova. Pe partea de servicii ne trebuie 10.000 de RON am estimat noi pentru întocmirea unui proiect pentru racordul electric de la bazinul de not, bazinul de la Cerdac. Tot pe partea de servicii avem 10.000 de RON care i-am primit din sponsorizări pentru zilele, festivitățile făcute la Slănic Moldova să-i cheltuim. Practic ăștia nu sunt bani de la bugetul local, sunt venituri de la întreprinzători de la Slănic, dar ca să-i cheltuim trebuie să rectificăm bugetul. Avem nevoie urgent să actualizăm strategia de dezvoltare a localității noastre. Și pentru asta i-au fost prevăzuți acești bani în planul de achiziții, dar n-au fost prevăzuți în buget, respectiv 130.000 de RON. Dacă nu avem strategia actualizată, nu putem să mergem mai departe cu atragerea de fonduri europene. Servicii de consultanță pentru pentru programul operațional Capital Uman, fostul POSDRU, actualul POCU, pentru atragerea de investitori pe programul Startup. Ne trebuie o documentație, o consultanță, să vedem dacă suntem eligibili și dacă sunt persoane interesate, respectiv 75 de persoane care să facă mici afaceri de la întreprindere individuală PFA SRL, cu minim 2 angajați pe perioadă de 3 ani de zile, să-i ajutăm să pornească anumite afaceri non-agricole.
celelalte sunt eligibile. Și lemnul, și piatra, prelucrarea lor și alte aspecte. Și pentru asta ne trebuie 30.000 de lei. Astea sunt, și mai avem la lucrări, tot la bazinul de înot, partea de alimentare cu energie electrică. Mai înainte era la proiectare, la servicii, și aici la lucrări, alimentare cu energie electrică, valoare estimată 125.000 de lei. Dacă aici aveți ceva întrebări, aveți și anexa cu bugetul, tot bugetul nostru. Dacă îmi permiteți, odată cu conectarea la curent electric a bazinului din not, acesta va fi funcțional? Nu. Este doar un prim pas. Aseară în comisie vă spuneam că urmează să venim și cu aprobarea bugetului pentru racordul de gaze și după aceea pentru sistematizarea pe verticală și după aceea pentru stația de epurare a apelor. Repet, poate n-am fost suficient de clar sau înțeles. Bazinul de not este un proiect pornit în 2009. Noi suntem în 2016 și la acest moment nu avem nici măcar proiecte ca să știm cât costă să punem în funcție acest bazin. Și pentru asta încă nu avem bugetele la gaze. Am trimis solicitarea, așteptăm să vină, să vedem cât costă avize și atunci o să le aducem în Consiliul Local și vă dăm. Pe partea de proiectare, de sistematizare pe vertical, acolo amenajare, parcare și ce mai este, am lăsat-o la urmă că aia este cea mai simplă treabă, să amenajăm parcarea. Și pe partea de stații de epurare încă suntem în discuții să vedem cine... nu există încă în România un bazin de not ca nostru să aibă stație proprie de epurare. Toate celelalte bazine au fost amplasate lângă canalizare existentă și apa se duce pe canal până în stația de epurare existentă și se tratează, se deversează. Noi nu, nefiind amplasat... Deci nu a fost prevăzut în proiectul la început o stație sau bazinul să fie aprobat proiectul? Pentru că acest proiect a fost făcut pe finanțare de la Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții, în acordul de parteneriat care l-a semnat în 2009 UAT Sănii Moldova cu Compania Națională de Investiții, se obliga primăria Sănii Moldova, Consiliul Local, să racordeze la utilități, să amenajeze terenul și să-l exploateze. Compania Națională de Investiții și-a făcut datoria, a terminat proiectul și respectiv bazinul este funcțional. Nu știu cum s-au făcut probe, când n-a fost curent, dar asta este altceva. Dar noi nu am făcut nici măcar un pas. Adică să știm cât costă finalizarea acestor lucrări care ne-am obligat să le facem noi. Ele trebuiau pornite în 2009, în 2010 maxim să ai proiectele, să știi câți bani îți trebuie și în cât timp se poate realiza acest obiectiv. Am înțeles cum s-a aprobat construcția lui acestui bazin de not într-o zonă unde nu există canalizare. Nu trebuia un proiect prevăzut odată cu construirea acestui bazin și suma pentru stația de epurare? Utilitarile... Dacă din punct de vedere a utilității... Așa, dacă continuăm cu întrebările, ar fi și dacă îl terminăm, ce facem cu el, știți? Dar nu este opțiune. Știu. Eu tocmai de-aia am spus că dacă ar fi să continuăm. Tot e o prostie. Era obligatoriu să fie fost cofinanțare. Asta este un proiect care se multiplică la nivelul național, obținem vreun venit. 10 bazine, nu știu, 7 câte sunt, de același proiect este replicat. L-am văzut, da, l-am mai văzut. În Mureș, în... La Luduș, atunci obligația autorității contractante, respectiv UAT Sănii Moldova, era să facă aceste proiecte. El este trecut acolo că trebuie să facă. Dar nu era obligația CNU-ului să ne facă nouă proiecte, să racordăm și unde îl amplasăm. Adică inclusiv amplasarea nu s-a făcut, că nu este amplasat unde trebuie, toată lumea știm asta. Dar este deja amplasat, noi l-am găsit în funcție. Ce facem? Îl dărâmăm acum?
trebuie să găsim soluții să punem în funcție. Ieftin. Dar nu, da, avem, nu este opțiune. Trebuie să precizăm, poate că e bine să precizăm că este o obligație a UAT-Slănic Moldova să ducă la capăt acest proiect. Nu este opțiunea noastră să îl ducem la capăt. Da, am fost anunțat. Totuși eu aș vrea să vă informez că dacă noi vom termina odată să punem banii ăștia să racordăm la utilități acest bazin, nu știu dacă cineva dintre cei prezenți de aici a exploatat vreodată pe cine, în calitate de administrator de ceva, eu sunt ăla care am făcut-o și aș putea să vă informez conform legii cam cât, ce costuri presupune chestia asta, da? Adică presupune salariați, dacă facem stații de epurare, stații de tratare a apei, personal, presupune personal de toate felurile, inclusiv comercial. Unde ajungem? Adică aici e problema. Dacă producem roate plus valoare. Exact. Exact. Nu cred că ajungem niciodată nicăieri, pentru că funcționarea acestui bazin presupune minim 10 persoane. Așa este, pierdere, domnul consilier, dar eu la momentul acesta, ca și dumneavoastră de altfel, știu, suntem pe un drum care l-au pornit alții. Nu putem să ne oprim de pe acest drum, îl ducem la capăt și vedem ce facem cu el. Nu este considerat bazin școlar? Așa, ba da, este didactic. Didactic atunci. Bun. Poate că o să vină și Târgovna, și Dofteana, și Târgu Tiotru să facă baie la Stănic. Aparține UAT-ului. Da, el este didactic. Pentru locul acestui și sala de sport și bazinul au fost didactic. Bun, și va avea primăria Stănic Moldova bani să-și permită luxul ca cei 30 de elevi care au mai rămas la școlile din Stănic Moldova să facă baie într-un bazin olimpic cu toate cele despre care vorbim? Nu vor face bai, vor învăța să noate. 30 de elevi, este un bazin care costă mai mult. Și pentru 3 elevi trebuie. Da, dacă ar fi să mă exprim, domnul consilier, eu, ne-ar costa mult mai puțin să cumpărăm microbuze, să ducem la bazine existente și să învățăm să noate. Dar la momentul acesta, această opțiune deja nu poate fi o prioritate. Să încercăm o corespondență cu ăștia. Nu, dar și vara va trebui. Domnul consilier, într-o lună vine corpul de control al primului ministru să verifice aceste obiective. Și mi-a fost rușine când am fost la doamna ministru Caraman să-i spun că noi nu știm când vom termina acest bazin, pentru că nu știm cât costă să-l punem în funcție. Nu știm cât costă. Și eu vă transmit dumneavoastră exact care este realitatea. Nu suntem aici ca să ne... Deci acolo să cheltuim foarte mulți bani de acum încolo și nu o să aibă niciodată utilitate. Dacă era într-un oraș mare, unde 7 școli veneau să facă, atunci primăria Bacău sau poate Onești își putea permite să întrețină un astfel de bazin, dar nu aici pentru 40 de lei. Dita mai bazinul olimpic pentru... 400. Asta este... Deocamdată, domnul consilier, eu propun așa, până când vom trece la execuție, dumneavoastră o să aflați bugetele, până atunci măcar proiectarea să o facem ca să știm ce înseamnă... În țara asta cu proiectarea s-au cheltuit cel mai mulți bani, s-au cheltuit bani cu proiectarea a 100 de autostrăzi. Și noi avem 100 de kilometri de autostradă, știți? Din 2009 până în 2016. De ce nu s-a făcut în 2009? De ce nu s-a făcut în 2010? Suntem în 2016. Fără proiectare nu putem să trecem la execuții. Problema e că de la bun început s-a făcut o chestie greșită, pentru că la noi vara este într-o joi, o dată pe an, și va trebui și pe timp de vară să încălzim apa. Păi ala, oricum trebuie încălzit. Nici o afacere. Da, scopul este cheltuirea unor sume de bani fără eficiență. Suma pe care o propun. Păi dar nu-i avem, domnul doctor, dar nu-i avem. Vor veni. Și atunci de unde vor veni? De unde? Poate i-a duce să ne arată. Ministerul nu, pentru că primăria s-a obligat să contribuie cu acești bani. Dacă nu vom pune funcția... Păi de ce n-au venit până acum în atâția ani, domnul doctor, dacă Ministerul Învățământului are bani? Nu știu, școlile, este bazin școlar. Sunt prea Ministerul Învățământului. Da, dar primăria a semnat un contract pe care s-a obligat... ...meschinării, că nu sunt bani sau că nu vor... Dar de ce n-au fost 7 ani, domnul doctor? Asta vă întreb. Nu înțeleg, deci știu că n-a fost 7 ani.
De unde e meschinăria? Că tot n-am înțeles. Adică unde, vorbim ce? Despre domnul doctor, meschin este, meschin este un termen, dar trebuie explicat, da? Unde e meschinăria? Aici ne facem economii de bani pentru un obiectiv social. Domnul doctor, dumneavoastră sunteți medic, da? Dumneavoastră sunteți medic. Da? Sunteți medic. Da. N-aveți de unde să știți. Noi avem o salvare în localitate. Haideți să vă dau, să vă dau argumente că noi nu avem un punct de primire de urgențe în Stănii Moldova, care ar costa mult mai puțin decât bazinul ăsta. A fost. Nu avem un dispensar, condiții de asistență medicală corecte la Stănii Moldova și noi spunem acum, păi atunci, spuneți-mi dumneavoastră mie când s-a aprobat acest proiect de 4.800.000 de ron să vină CNI-ul și noi să mai punem 2.500.000 de ron. S-a gândit cineva că am putea să avem 2.500.000 de ron să-i utilizăm în altă parte decât să-i îngropăm în acest bazin? Nu s-a gândit nimeni, domnul consilier. Proiectul este generos. El este, este foarte folositor, bun, dar prost. Trebuie terminat. Bun, bun. Și haideți să închidem, vă rog frumos, aici, că ne putem învârti în jurul ideii. Avizul comisiilor s-a dat, poate. Comisiile. Comisia de învățământ. Suma de azi, eu vorbesc foarte proiectare. Suma de azi, nefiind foarte mare, merge așa, dăm aviz favorabil, dar data viitoare, cu poezii din astea, precum spune spun unii consilieri, nu putem să continuăm așa. Adică... Dacă știm că sunt lucruri compromise... Cine o să plătească impozitele astea, nu? N-are rost. Ia să vedem cât plătește domnul doctor și cât plătesc alții. Și atunci, ce să... impozitele mele ajung pe tâmpenii, da? Hai să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea doi reprezentanți ai autorității locale orașul Stănii Moldova în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct, director sau director adjunct la nivelul școlii gimnaziale numărul 1 Stănii Moldova. Inițiator, domnul primar. Ministerul Învățământului a scos la concurs în toată țara posturile de directori și noi avem, din câte știu eu, doi candidați. Înscrierile se vor termina pe data de 1. Eu propun ca din această comisie, din care va face parte un reprezentant de la ISJ, doi de la școală și doi de la noi. Să fac parte doamna consilier Anton, care este și viceprimar și are atribuții pe partea de învățământ, și pe domnul doctor Șveț, care are o experiență în comisie, pe partea asta de experiență și competențe. Dacă mai are cineva alte propuneri, îi vom vota pe rând cele două propuneri. Pentru doamna Anton, cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă, obține. Pentru domnul Jveț, cine este pentru? Împotrivă, obțineri. Trecem la numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Stănii Moldova. Inițiator, domnul primar. Da. Anticipăm puțin, pentru că inventarul este obligația noastră și recomandată de Curtea de Conturi și de alte organisme. Noi nu avem un inventar la zi al patrimoniului nostru, dar aceste străzi care vi le supunem astăzi atenției, 32 de străzi, sunt străzi care țintim să le modernizăm pe fonduri europene. Și mai avem străzi care nu vi le prezentăm astăzi, care le măsurăm. De fapt, dumneavoastră, astăzi votați diferența de suprafață între ce am avut noi în documentele primăriei până acum. Și documentele primăriei sunt niște schițe făcute de domnul Bordeanu, Dumnezeu să-l ierte, și la vremea respectivă cum se făceau pe hârtie, și realitatea măsurată astăzi în teren, respectiv măsurătoare topo, care ne spune ce suprafață are strada respectivă la momentul acesta, excluzând, bineînțeles, proprietățile, până la limita de proprietate. Și o să vă citesc într-o ordine. Și vă spun și suma, și suprafața din baza veche
și cât este astăzi. Strada Arieșului. Noi avem 3.934, astăzi s-au găsit 1.400, avem 1.400 și am găsit 3.934, respectiv mai mult decât era în documente. Strada Luniș. Avem 1.400 de metri în documente, s-au găsit 992, de data asta mai puțin. Strada Bradului. Avem 6.400, s-au găsit 6.075. Strada Crângului, 1.363, 1.050. Strada Dobru, 4.005 în documentele vechi, 5.843 în documentele în realitatea anterioară astăzi. Strada Fundăturii, 1.680 vechi, 8.963. E vorba de niște străzi care, de fapt, știți, fundăturii care trebuie să se continue. Strada Izvorului, 1755, 795 în teren. Strada Ion Creangă, 1755, 4578 de metri. Strada Libertății, 6050 în documentele vechi, 6.440,25 măsurat în teren. Strada Mihai Eminescu, 3.054 vechi, 2.686 astăzi. Strada Merilor, 1.440, 1.551 astăzi. Strada Măgurii, 2.300 de metri în documentele vechi și astăzi avem, aici avem strada, este o porțiune din stradă este a petrolului, respectiv 1.838 de metri pătrați, care l-au și intabulat în zona acolo la rezervoare. Și noi avem 2.021 de metri care urmează să ne intabulăm pe UAT. Strada Nucului, 1.680 de metri în evidențele vechi, 3.028 de metri pătrați astăzi. Strada Nuferilor, 2.300 de metri în evidențele noastre, 8.793 propunem să intabulăm noi, la fel o stradă care se continuă. Strada Uituz, 1.750 în documentele vechi, 2.888 este ocupat de Petrom și 2.117 metri pătrați vom înscrie noi la cartea funciară. Strada Porumbeilor, avem 1.290 în acte, în documentele vechi, 1.196 găsit la măsurătoare astăzi. Strada Păcii, 4.386 de metri pătrați în evidențele vechi, 11.040,25 astăzi. Strada Băltiniș, 1.610 metri pătrați în evidențe și aici avem doi, Petrom are 375,9 scuzați, 2.615 metri pătrați Petrom are intabulat deja și noi propunem să intabulăm 2.993. La fel strada Poltiniș se duce până sus. Pe urmă, strada Sărăriei, 1.950 am avut în acte, acum am găsit în teren 5.384 de metri. De fapt, nu am mărit noi terenul, ci configurația este actualizată. Strada Ștefan cel Mare, 3.968 înainte, 8.556. Ștefan cel Mare este în oraș. Străzile din spatele blocurilor și câteva străduțe nu au fost măsurate atunci și acum le punem toate în, la cartea funciară și implicit în domeniul public. Strada Trandafirilor, 1.645 de metri măsurătoarea veche. Aici avem Petrom 1.343 de metri pătrați intabulat. Și noi am găsit 896 de metri pătrați. Strada Teilor, 1.040 în evidențele vechi, 2.889
de metri pătrați astăzi. Strada Zorilor, 1640 de bucățe de vechi, 3263 de metri pătrați astăzi. Strada Zefirului, 1368 de metri pătrați în evidențele vechi, 2050 de metri pătrați în evidențele de astăzi. Asta înseamnă că noi ne propunem să continuăm această acțiune, să avem toate străzile din orașul Slănim Moldova măsurate, cadastrate și intabulate. Sperăm să facem acest lucru cât mai repede și împreună cu cadastrul general care se face să reușim să obținem în cât mai scurt timp o situație reală a terenurilor din Slănim Moldova. Odată cu aprobarea asta, actualizăm și valoarea de inventar. Adică s-a făcut o formulă, aici ne poate spune poate domnul Ursache, nu? Cum s-a actualizat pe o formulă. Practic nu ne interesează atât de mult ce valoare de inventar au, ne-ar interesa mai mult să intabulăm repede, să nu mai poată veni alte proprietăți private sau altfel peste străzile noastre și, repet, sunt bazele minime de eligibilitate să putem pune proiecte de atragere de fonduri europene. Dacă nu avem terenul intabulat, nu putem să facem acest lucru. Estimăm că va dura puțin, pentru că OCPI-ul aproape sigur, suprafețele nu se potrivesc, poate se mai suprapun, poate pe anumite străzi vom primi foarte repede, pe altele mai târziu, dar este un proces care va continua, pentru că este o prioritate a noastră să aducem cu acte zestrea noastră a UAT-ului, să o aducem la cartea funciară și respectiv să o protejăm. Să o ducem în domeniul public și să o protejăm de eventuale fosta administrație nu a făcut niciun demers în sensul ăsta. N-au reușit. Dacă ar fi făcut, astăzi nu mai trebuia să le facem noi. Nu reușește nimic din proprietatea. Acum s-a declanșat o acțiune națională de facerea cadastrului. Da, dar noi avem contract, UAT Slănim Moldova are contract din 2009 pentru cadastrare. Tocmai v-am adus la cunoștință la ședința trecută că ne costă 1.500.000 și ceva de mii toată acțiunea asta și că avem datorii 330.000, dacă mi-amintesc bine, facturați de ei. Sunt trei loturi care s-au, trei sectoare, cum le spun dumnealor, care s-au cadastrat. Toate trei sunt în afara Slănicului, adică prioritatea s-a stabilit pe niște zone lipsite. Poate alea erau foarte importante, să ne protejăm de unguri, de oituți și de dofteana, că acolo sunt astea trei zone, dacă ne uităm în Slănic, sunt exact partea dinspre Horea Sărată, dinspre Covasna, nu? Peste deal și dofteana. Argumentele sunt, nu cred că există argumente pentru asta, dar asta este situația astăzi. Dacă doriți așa un punct de vedere politic, sigur că direcția nu a fost trasată bine. Și acum luptăm să schimbăm direcția, dar trebuie să plătim banii ăștia care suntem datori. Pentru că sunt facturi emise și i-am chemat la o discuție, să facem o conciliere și să încercăm să nu plătim penalități pentru sumele care, vreau să vă spun, domnul consilier, că sunt 0,1% pe zi. Adică gândiți-vă că avem 3% pe lună penalități, care într-un an sunt 36%. Nu pot să semnez un contract din ăsta. 0,1% penalități pe zi, când sunt 0,0016, să zicem, nu? De 100 de ori mai mici ar trebui să fie penalitățile, dobânda la bancă e 6% și la facturile astea 36%. Când se ridică întrebarea, acțiunea asta va trebui și ea plătită. Da, există bani pentru plătirea ei? Deocamdată este o documentație care se face către OCPI. Încercăm, domnul consilier, să o includem în contractul existent. Da. Adică această firmă are de făcut cadastru. Firma asta a făcut măsurătorile pe străzile astea acum. Și probabil în jumătate de an o să ne factureze. Bugetul aferent acestor lucrări este prins în planul de achiziții. Adică există
să avem bani. Problema la noi este măcar acum. Ce facem noi să putem plăti. Da, dar dacă e același furnizor, dumneavoastră, dacă aveți de primit niște bani de la cineva, nu-i mai dați încă niște bani. Dă-mi mă pe ea și pe urmă mai văd eu. Da, încercăm acum să... Da. Da? Există, mi se pare, o lege totuși că se va face cadastrarea întregii țări care va apare. Există o lege care obligă să facem plan urbanistic sau o propunere de la nivelul guvernului să va face așa cadastrarea. Există ceva. Există. Dar mai tot ce s-a așteptăm asta. Păi nu putem aștepta, că tocmai s-a semnat contractul în 2009. Și avem datorii de pe urma lui. Adică nu, noi deci nu putem intra pe aia gratis. Nu putem intra pe aia gratis. Asta este răspunsul. 4, am terminat 4, nu? Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție cu terenul. Dacă mai stăm până să cadastrăm, nu mai obținem niciun proiect. Asta e problema. Da. Noi facem asta pentru a obține proiecte europene, pentru a obține bani, ca să facem alte lucruri. Dacă nu avem în proprietate și nu avem documente, nu putem să derulăm niciun proiect european, nici de alt gen, și nu o să le putem face niciodată și o să rămână străzile cum sunt de atâția ani aici. Că în afară de Nicolae Bălcescu, care drum național, și Ștefan cel Mare, care era asfaltat de comuniști, aici nu este niciun drum asfaltat în Slăric Moldova, deși e oraș. Nu, dumneavoastră, ați fost și înainte consilier? Mă scuzați, domnul doctor. Nu, da, bine că n-ați fost, că atunci v-aș fi întrebat. De ce n-ați fost atât de atent cu banii și înainte, știți? Îmi cer scuze. Comisia este favorabil. Vot favorabil. Comisia de urbanism? Da, aviz favorabil. Trecem la votul. Se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării camase lemnoase pe picior a cantității de 40 metri cub masă lemnoasă rezultate în urma tăierilor arborilor uscați sau în curs de cădere de pe traseul telescaunului sau al curtei deschide. Inițiator, domnul primar Pace Gheorghe. Da, am primit solicitare de la Consiliul Județean, care administrează prin direcția de turism această pârtie. Sunt niște copaci care sunt înclinați sau există pericolul de prăbușire peste obiectivul nostru, peste scaun, peste linia de scaun sau peste pârtie. Masa lemnoasă va fi preluată de către Ocolo Silvic Târgu Ogna, comercializată și vom primi banii aferenți, transparenți, nu există niciun fel de risc să ne apucăm noi să vindem sau să facem ceva. S-a mai întâmplat acest lucru și când s-au făcut alte defișări. Aici aș vrea să fac o paranteză și să vă spun că am primit de la ITRSV Suceava, care e inspecția silvică, că trebuie să plătim o amendă de 10.000 de RON, care a fost emisă în decembrie 2015, pentru că nu am reușit să plantăm niciun puiet aferent pârtii. Când s-a defișat pârtia, noi trebuia să plantăm în compensație dublu suprafeț, 13.000 și ceva. Am fost în teren, am identificat suprafața care au cadastrat-o, că este un cadastru făcut pe viitoarea plantație, se știe unde este. E un teren care nu mulțumește riveranii, oamenii sunt nemulțumiți. O să vedem cum îi convingem că este necesar să plantăm și să începem din toamna asta, sper eu, măcar un hectar să plantăm, să facem dovada că ne-am apucat de treabă. În orice caz, este o acțiune care se adaugă ca și cost tot la... le bifăm tot ca datorie istorică a noastră să reparăm obligațiile financiare lăsate moștenire de vechea administrație. Aproximativ 650.000 de RON ne trebuie pentru această lucrare. Dacă vom găsi materialul de sădit, de plantat gratuit, atunci scade, dar nu foarte mult. Și dacă vom găsi voluntari să plantăm asta, atunci poate mai scutim ceva. În orice caz, este o cheltuială care vreau să o rețineți, că o să vă aducem în atenție cât de curând. Votul da. Comisiilor mai. Nu. Votul comisiei este favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință în Sănic Moldova și desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de preaza orașului. Vasile, aruncă. Da. Vă oprește telefonul ăla. Vreau să facem dreptate cadrelor didactice. Anul acesta nu s-a dat niciun leu pentru navetă. Noi vrem să-i încurajăm să vină, să-și facă datoria, să ne ajute să educăm acești copii. S-au dat în februarie pentru anul trecut, respectiv. Nu, ianuarie, uitați. Ianuarie? Da. Februarie 1500, în fine, februarie până în iunie. Am stabilit că suntem de acord. Suma este 7803. Da. Poate sunt și care ar dori să stea, nu știu, un eleu, să le oferim cazare, un profesor. Așa am auzit niște zboruri. Da, sunt care au depus, trebuie să depună dosarele. Bun, avem... Putem să le oferim aceste locuințe, că nu aparțin. Există un domn profesor care a depus, domn profesor de matematică, iar cu domnul profesor de geografie am vorbit și dumneavoastră s-a retras. Da, avem în plan ca cel mai târziu, la primăvară, pardon, să punem, să racordăm și celelalte două scări de anele care sunt construite și avem de cheltuit niște bani acolo. Pentru că nu este timpul fizic și bugetul, trebuie să facem racorduri de utilități, respectiv am trimis adresă la electrica și la gaze ca să racordăm aceste scări. Noi nu putem să le punem în funcție dacă nu le racordăm. Este o acțiune tipic de Slănic, că se fac obiectivă și în paralel cu ele nu se fac racorduri, nu se fac demersurile pentru racorduri. Avem cereri depuse și pentru electricitate și pentru gaz, sperăm foarte repede, inclusiv racordul de canalizare nu este făcut. Adică avem de muncă, o să vă aducem în atenție bugetul respectiv. Intenționăm să le punem în funcție celelalte două scări și, bineînțeles, să atragem cât mai multe cadre să vină cu... Domn primar, vreau să pun o întrebare. Vă rog. Cine suportă contravaloarea chiriei pentru cele două blocuri ANL care nu au fost date în folosință? Nu există o chirie. Noi pierdem banii pentru că nu au fost date în folosință. Asta vreau să întreb. Dar, așa cum mai înainte am spus și alte obiective din Slănic Moldova, este o procedură tip. Sala de sport didactică, asta din groapă, nu este racordată la electricitate nici astăzi. Pusă în funcție din 3 ani, cât are. Sala de sport mică, v-am spus în ședința trecută, abia acum am reușit înainte de școală să o racordăm la electricitate. Bazinul de not, casa de cultură, niciun obiectiv nu are proiecte care trebuiau să derulese în paralel cu obiectivul de bază. Păi faci casă de cultură, dă drumul la racordul de utilități, pentru că așa mai stăm încă un an, poate doi, nu știu, eu sper, ANL-ul este o prioritate a noastră. Am estimat la 300.000 de ron aceste lucrări. Deocamdată sunt niște numai estimări până nu primim de la electrica soluția de racordare. De la gaz soluția de racordare. Nu știm cât costă. Și canalizarea este în mâna noastră, să spunem așa, nu este foarte mult. Dar celelalte două depindem de furnizorii de utilități. Dacă mai sunt observații, acest punct. Avizul Comisiei de Specialitate? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Inițiator, domnul primar Valciu Gheorghe. Da. Aici am discutat aseară despre faptul că noi am cerut refacerea documentației tuturor celor care locuiesc la ANL. S-au analizat și patru dintre familiile care locuiesc acolo au condițiile și-au exprimat și dorința, în primul rând, și au și îndeplinesc condițiile să le se prelungească. Este de comentat, dumneavoastră o să faceți comentariile. Eu aș vrea doar să anticipez puțin, să vă spun că imediat după asta urmează să votați viitoarea comisie, pentru că intenționăm la următoarea ședință de Consiliu Local să venim la dumneavoastră să aprobați ocuparea apartamentelor care rămân libere.
și atunci este nevoie să vă exprimați dorința să veniți în aceste comisii ca să putem lua decizii cât mai transparent. Nu avem nicio familie care trebuie favorizată, toate sunt egale și vrem să îi ajutăm să ocupăm repede, apropo, domnul consilier, ca să putem încasa chiria și să... Da, pentru chiria asta reîntregește fondul de dezvoltare. Da, da. Este importantă și foarte important este să oferim locuință unor familii care nu au, că este o... Atragem și noi specialiști în localitatea asta, în felul ăsta, nu? Da, da, da. Intenționăm să facem acest lucru. Avem, din câte știu așa o paranteză, o persoană care lucrează aici în sănătate și are 3 copii și știu că a depus cerere. Nu știu dacă nu e de competența mea să știu dacă este eligibil. Adică sper să și vină de data asta din afară, nu să... Vă rog. Votul comisiilor de specialitate în comentarii. Dar, mă scuzați, înainte de asta am înțeles, îmi cer scuze. Da. Am înțeles că sunt deja niște persoane care au trecut de analiza comisiei, am găsit aici în, nu. În ei, material. Ei au stat până acum acolo. Dacă și... ne explică doamna Silvia care este jurist, care este șoferul. Exact, vrem să lămurim chestiile astea. Exact. Au trecut de lista de repartizare și acum au dreptul să se prelungească pentru câte un an, prin an tradițional, contractul de închiriere. Da? Au dreptul automat, fără să fie analizat? Da, deci se analizează. Este o formulă de calcul pentru... Chiar este o lege că poți să-și cumpere. Poți să-și cumpere, da. Domnule secretar, cele 4 cazuri au... finalizat în luna septembrie contractul, da? Da. Eu vreau să întreb, ce se întâmplă dacă finalizează mâine? Venim din nou în Consiliul Local să aprobăm? Mâine se termină al contractului. Dacă le prelungim și la ceilalți care nu s-au expirat. Deci au dreptul dacă... Deci ei, ceilalți, nu cei asta. Din cauza au fost notificați să-și toți exprime au fost punctul de vedere dacă vor sau nu prelungire, pentru că prin lege au dreptul să prelungească prin an tradițional pentru câte un an contractele de chirie, iar ceilalți la care le expiră în aprilie, cred, la anul mai sunt 4 apartamente, vor fi și ei notificați și dacă vor dori... În martie, la anul, votat... Nu, vreau să întreb, pentru că unii au transformat locuințele în casă de vacanță, alții au subînchiriat. Păi, în afară de... Între ăștia niciunul ne-am interesat. Nu, eu vorbesc... Între ăștia care sunt 4, locuiesc acolo. Eu vorbesc... Păi, celelalte, asta spuneam mai devreme, că celelalte cazuri vor fi analizate de comisia pe care o vom alege noi la punctul următor. Au plecat cei sunt care... Și trebuie... Bun. Deci au predat trebuie chirii. Să le predea până la sfârșitul lunii septembrie. Deci până la sfârșitul lunii septembrie. Da, exact. Da. Iar acum sunt depuse dosare de cei care vor, iar această comisie pe care o vom alege noi... Astăzi aprobați o comisie. Da. Va analiza toate aceste dosare, va acorda punctajul conform legii și va hotărî cine se va muta în celelalte... Va propune și dumneavoastră votați, da, exact. Bun. Haideți. Dar astăzi nu vorbim despre celelalte care sunt libere, vorbim doar de prelungirea contractului. Pentru alea sunt câteva care nu... Favorabil. Dar nu este vorba despre asta azi, favorabil. Nu mai, gata. Îmi cer scuze, credeam că am votat. Trecem la vot. Nu, la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Da, am văzut că sunt tineri de viitor, au contribuit mult la dezvoltarea localității și am zis că merită să le dăm în continuare ca și... Ei au fost atrași exact prin ANL. Exact. Asta e dovada. Exact. Noi sperăm să atragem și noi, alții poate mai... Ca un comentariu secundar, sunt cu toate plata datoriilor către UAT la zi? Scrie aici. Nu le prelunge. Da? Scrie aici. Scrie că mai au unii, dar... Nu, din valoarea chiria aia, nu. Nu. Deci contractul nu putea fi prelungit dacă... Citiți raportul. Dacă nu dacă aveau la zi. Nu au datorii, da. Trecem la numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii pe specialități a membrilor comisiilor sociale de analiza cererilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii. Inițiator, domnul primar Baciu Ghiotu. Aici sunt 7 membri în această comisie. Comisia este formată din președinte, secretar și 5 membri.
Eu, ca președinte al comisiei, o propun pe, propun pe doamna viceprimar, întrucât este în atribuțiul meu dumneai de derogare de responsabilități și e bine să fie de la început în procesul ăsta de selecție. Secretarul comisiei trebuie să fie jurist și propun să fie doamna Sică. Dar, de fapt, dumneavoastră votați numai ce trebuie să fie, adică să fie jurist. Dacă nu o să fie dumneavoastră, o să fie domnul Forcoș, obligatoriu jurist. La membri ar trebui să fie o persoană de la impozite și taxe. Am propus un membru să fie de acolo. Un membru de la urbanism. Pentru că acolo vom centraliza evidența și de utilități și de celelalte vor fi la urbanism. O persoană să fie de la autoritate tutelară, pentru că autoritatea tutelară cunoaște problemele de sociale și ce mai este în comunitate, și două persoane de la consilierii din partea Consiliului Local. Vă rog, ar trebui să fiți de acord prima dată cu structura asta și după aceea să se facă propunere. Adică dacă dacă sunteți de acord cu structura. Cine este de acord cu structura prezentată? Avizul comisiei favorabil. Avizul favorabil, vă rog să faceți propuneri pentru cele două posturi. Da, eu l-aș propune ca și consilier în componența comisiei pe domnul inginer Liviu Mocanu. Domnul Mocanu, o propunere? Altă propunere? Eu mă propun singur. Da, pentru că eu nu am care trebuie ținut de oameni aici, de locuințe, și nu putem lăsa chiar puterea să ocupe din partea dreaptă toate locurile. Păi nu, că e din la... Se votează. Eu îl propun pe domnul doctor Jveț. Da. Altă propuneri? Trecem la vot, se votează individul. Votul pentru domnul Mocanu, cine este pentru? Unanimitate. Pentru domnul doctor Rape? 3 voturi pentru. Împotrivă? Cine a votat? Eu mă abține. Dar nu ești pentru Rape acum, să votez nu pentru tine. Împotrivă. Ridică mâna, mă. Restul sunt împotrivă, ce-i mai. Pe tine cum mai votez, mă, dacă îl votez. Păi trebuie să votez pe tine. Păi dați votez pe fiecare. Mă abțin. Domnul Mare se abține? Rotaru, mă abțin. Votul pentru domnul Jveț. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Da, sunt pentru domnul Jveț. Deci numai două abțineri sunt pentru domnul Jveț. Păi nu poți fi pentru domnul Jveț. Nu, este pentru domnul... Pentru domnul Jveț. Poate să fie, poate să fie. A, poate să fie. Nu știu. Da? Deci numai două abțineri sunt. Că numără voturile. Bă, dacă este vot și pentru unul și pentru cealaltă, înseamnă că ăsta nu... Bun. Bun. Cine are cel mai multe? Ca să... Eu l-am Jveț și... L-am scris, da? Rezultatul este... Domnul Mocanu, da? Domnul Mocanu și domnul Jveț sunt în comisiații. Pentru cine chiar? Pentru toate proiectele. Bun. Ultimul punct, ce? Nouă. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandru din Bacău și UAT Stănic Moldova. Inițiator, domnul primar Baciu Gheorghe. Da, am primit un acord de parteneriat, care este baza, cadru, este un acord cadru, de fapt,
pentru ca noi să ajutăm formarea tinerilor la Universitatea Vasile Alexandrii și am spus să vi-l supun atenției. Practic, acest lucru nu ne obligă, doar este un cadru pe care, punctual, în anumite situații putem să acționăm. Dacă identificăm un tânăr care merită ajutat să termine o facultate sau un master, eu vi-l supun atenției ca să, e normal, fiind un acord, să treacă prin consiliul local. Acord cu o unitate de învățământ și cu o asociație care facilitează treaba asta. Votul comisiilor? Favorabil. Președinți? Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea plângerii prealabile formulată de SC Util Prescerv SRL Stănic Moldova împotriva hotărârilor Consiliului Local al orașului Stănic Moldova numărul 86, 87, 88 și 89 din 24-7-2016. Ar trebui să prezinte cineva de la Util Prest? Da, este, este la doamna secretar. Spuneți dumneavoastră câteva vorbi despre plângere și eu după aceea despre... Deci, SC Util Preserv a formulat plângere prealabilă împotriva tuturor celor patru hotărâri care s-au adoptat ședința trecută referitor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare ADIS, motivat de faptul că nu s-a trecut prin procedura dezbaterii publice. Fac precizarea că aceste hotărâri au fost adoptate ca urmare a adresei ADIS în regim de urgență, întrucât au motivat ei și așa este, primele trei, prima a fost motivat de faptul că s-a schimbat legislația și este statutul cadru ADIS modificat prin hotărâre de guvern, iar următoarele s-au datorat faptului că ADIS-ul a scos la licitație gestionarea celulei 2, care este finalizată la depozite de la Nicolae Bolcescu. Această licitație a fost contestată, acum se află pe rolul Curții de Apel Bacău. Procedura va dura până se va soluționa acest litigiu și până când va fi prin licitație acordat contractul unei anumite firme. Iar în prezent, celula 1 este aproape plină și celula 2 nu poate fi dată în funcțiune pentru că nu are cine să o gestioneze. Și au propus delegarea, după cum știți că de fapt s-a discutat ședința trecută, au propus delegarea temporară către Serviciul de Gestionare a Deșeurilor înființat în subordinea Consiliului Județean, un caiet de sarcini și un tarif calculat de ei fără a se percepe profit, fără, adică efectiv doar la care se asigură stricta funcționare. Ținând cont de faptul că au fost necesare adoptarea lor în regim de urgență, legea transparenței decizionale prevede că actele normative care trebuie adoptate în regim de urgență pot fi adoptate și fără această dezbatere publică. Și atunci... Bun, ca să putem lua o decizie, să putem lua o decizie mai în cunoștință de cauză, din cele 63 de UAT-uri, doar două au scos la dezbatere publică acest tarif. Asta înseamnă că au considerat că, așa cum și noi am votat la ședința trecută, lucrurile sunt conform legii. Noi putem să acceptăm plângerea și să punem la transparență și peste 45 de zile, transparența înseamnă 30 de zile lucrătoare, 45 de zile calendaristice, să le readucem în Consiliul Local sau pe argumentația doamnei secretar să votăm ca nefondate observațiile de la Util Prest. În realitate, prețul de la celula 2 este mai mare nu numai pentru Stănii Moldova, este un preț unic pe județul Bacău și orice tonă de deșeu menajer ajunge la celula 2 va costa același preț pentru tot județul Bacău. Nu putem noi, dacă nu votăm prețul acesta, el fiind singurul operator pe județul Bacău, nu poate să influențeze. Adică este un argument de structură județeană, este un argument de legislație europeană, pentru că într-un județ un singur operator este
acceptat pe gunoaie. Ați votat în 2000, nu știu dacă dintre dumneavoastră de la PSD a fost cineva membru atunci, să intrăm în această asociație. La momentul acesta suntem în situația parcursului votat de atunci. Sunt foarte multe lucruri care nu ne convin, dar din păcate nu putem să schimbăm regula jocului în timpul jocului. Așteptăm 32 de ani, au trecut 7, mai avem încă 25 de ani de așteptat până când vom putea modifica ceva în această... Urmează celula 3, celula 4 și când se umple astea, mai avem posibilitatea să intervenim. Mai sunt alte observații? Nu, eu pun o întrebare. De ce trebuie să mai votăm dacă... Pentru că au făcut ei o întâmpinare. Deci dacă să adică dacă, dacă refuzăm această întâmpinare, atunci lucrurile rămân... Respingem contestația, practic. Da? E o contestație. De, eu vorbesc de ședința anterioară. De ce trebuie să mai votăm noi tot ce ne trimite ADIS-ul? Că oricum, dacă votăm, e același lucru, dacă nu votăm, tot e același pentru lucru. Pentru că suntem asociația acolo. Da, domnul primar, cunosc toate chestia asta și să spun ce de rost. Găsiți o altă formulă de, dumneavoastră. Cum să spun? Dumneavoastră, dacă ați fi primar, v-ați asuma această responsabilitate? Eu vă spun că ce se întâmplă? Suntem puși în fața faptului împlinit fără niciun fel de explicație. Eu am niște contestații pe prețul ăla și când o să vină doamna aia de la Bacău, pentru că am lucrat la prețuri, vreau să discut cu dumneavoastră. Bun. Pentru că am mai spus chestia asta. În vechiul preț, care a fost de 240 de 24 de lei pe tonă, prețul la motorină cu tot cu TVA a fost de 6 lei. Ulterior, acel preț a scăzut la 5 lei. N-a venit nimeni de la ADIS să spună, domnule, îți dau 50 de bani la tona de gunoi în jos. Nu, a mers în continuare la fel. Este logic argumentația dumneavoastră, dar fiind 63 de OAT-uri asociate acolo, numai o poziție comună argumentată a acestor asociații, membri în această asociație, poate să rezolve. În orice caz, Consiliul Județean și-a propus provizoriu să rezolve situația până când ia o licitație care este contestată și la contestație și sunt blocați. Să nu se blocheze de la această activitate, au propus să o preia dumnealor. Bun, eu am înțeles poziția îngreată în care suntem acum, dar ca și răspuns provizoriu la ce a zis domnul Mocanu, ăștia ar putea să răspundă că contractul este valabil pentru un an și peste 4 ani poate 7 lei litru de motorină. Deci, în general, se ia un preț mediu asumat pe o perioadă... Nu scrie cât e valabil. Nu scrie cât e valabil. Vă spun eu, dacă o să facă 10 de litru de motorină, mâine vin cu alt preț. Și noi o să-l aprobăm, nu? Asta este un preț. Domnul Cazacu, avem nevoie de niște speciali. Sunt unități mari, e Bacău, e Moineștiu. Care au experiență. Noi ce facem? Ducem gunoiul la Onești, de la Onești îl duce cineva la Bacău. Practic, noi suntem etnică entitate, poate, din mă refer la urban, din toată chestia asta. Asta e sigur, suntem cei mai mici. Treaba noastră este... Da, într-adevăr, întrebarea este la ce naiba mai votăm, dacă tot nu are niciun efect, da? Am votat odată. Am votat atunci. Acum, dacă sunteți de acord să reluăm procedura atunci, votăm că acceptăm această... Să auzim și peste o lună tot de subiectul ăsta. Păi asta este. Degeaba. Dacă nu... Da. Dacă se ajunge, trebuie să respinge o contestație. Supunem la vot respingerea cel mai simplu, nu? Cine este? Cine este pentru respingerea plângerii formulate de cei de la UtilPrest? Bun, și el dacă respinge asta până la urmă, el are vreo soluții sau? Poate să meargă în instanța de contencios. Este vorba de plângerea prealabilă a utilului. Ok. Da. Asta nu este util vorbesc. El a respins hotărârea, are soluții. El a făcut această contestație. Nu ca să pare democrat pe aici, da? Și eu sunt acum barbarul și el e democratul? Nu. Asta mă întreb eu, da? Vedeți că asta nu-mi convine, de fapt, da? Am înțeles.
aici sunt în Consiliul Local lucruri care... Adică oameni care sunt angajați aici și la care noi suntem în Consiliul de Administrație. Stați că rezolvăm problema, da? Ei devin populare acum pe aici și spun că au vrut ca să nu fie prețul dublu la gunoi, dar consilierii locali au votat ca să fie prețul dublu, da? Cam asta e esența problemei. El nu a contestat prețul. Nu a contestat prețul. El a contestat procedura. Că noi n-am respectat populației chestia asta. Dar, cred că ar trebui să le acceptăm contestația. Domnilor consilieri, dacă le acceptăm contestația, nu este o problemă. Da, și mai distorși la următoarea ședință tot degeaba, da? Nu, peste la două, că 45 de zile. Nu, mulțumesc, tot aia. Vom discuta încă o dată problema asta. Este foarte simplu. Și ajungem exact la situația, repet, că două UAT-uri au pus în dezbatere publică acest lucru, doar ca să știe lumea despre ele. Noi putem să le dăm publice când vrem noi aceste aspecte. Dumneavoastră hotărâți dacă mai reluăm o dată peste două luni votul pentru asta sau nu reluăm. Pentru că din perspectiva... Asta timp de votul ăsta nu are nicio importanță. Ce rost are să totul mai aduce în fiecare dată? Domnul consilier, dumneavoastră stabiliți. Eu vă spun încă o dată. Suntem asociați, 63 de UAT-uri, într-o asociație. Gândiți-vă că noi putem să facem, să nu fim de acord. Dacă 50 de comune, 30 de comune sunt de acord, este suficient pentru că votul majorității reprezintă și trebuie să scăpăm de bunoare cât mai repede și să le ducă cât mai departe, da, indiferent de preț. Îmi trebuie 7 și am numai 5. Păi soluția asta de arde bunoare în centru stațiunii nu e bun. Să scăpăm de gunoaie mai repede, să le ducă cât mai departe, indiferent de împotrivă cu domnul Ionel, împotrivă 2. Și Rabe, Catane, Tudoreanu și mai trebuie încă 2, care se abțin. Să 7 și cu 8, să facă 15. Dar nu sunt 15, nu sunt prezenți. Noi consilieri nu sunt prezenți, ei se abțin de acasă. De aia nu sunt prezenți. Da, punctul numărul 11. Prezentarea propunerii de suspendare activității desfințării compartimentului de poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova. Formulat de o parte din consilierii locali ai orașului. Da. Pentru domnii consilieri am vorbit ieri în comisie, întrucât de pe 20 când a venit această solicitare și până astăzi nu a fost timpul suficient, vă rog să-mi dați voie ca la ședința următoare să fac un raport detaliat despre cum s-a ajuns, cum s-a format poliția locală, cum se poate desființa sau restructura sau suspenda, cum ați cerut dumneavoastră, și toate argumentele și toate repercursiunile care ar fi de pe urma unui asemenea act. Nu cred că este mult o lună de zile, maxim într-o lună de zile vom avea încă o ședință și practic este o propunere să vin cu raportul la ședința următoare. Am și eu o rugăminte, dacă vă rog. Aș dori ca și șeful poliției, sau mă rog ei, să facă un raport de activitate ei, cu activitatea care au desfășurat-o de la înființare, dar nu au prezentat un raport, nu știu, un raport concret cu cifri și cu date concrete. Ce, pe lângă raportul care îl face domnul primar, unde se vor vedea și sumele cheltuite în această perioadă, aș dori un raport concret cu activitatea lor desfășurată. Ce atribuții, la fel cu fișa postului a fiecăruia băiat de la poliție și ce au făcut, inclusiv nominal. Unde au dat sancțiunile, ce au asigurat, ce alte organisme au colaborat. Vreau să vă spun că deja acest raport este la mine pe masă, dar trebuia, era bine să-l fi adus. Avem ca să vin astăzi foarte repede în fața dumneavoastră cu totul. Trebuie să așteptăm și de la ministerul care
a înființat poliția, trebuie să așteptăm, trebuie să luăm de la salarii tot ce înseamnă toate cheltuielile cu ei, dotările lor, că să-i desființăm înseamnă că am cheltuit niște bani pe, n-au pistoale, dau cască și așa mai departe. Sunt școliți de noi, știți foarte bine că a plecat unul dintre ei și îi reținem pe statul de plată, pe statul de plată, îi reținem eșalonat niște bani pentru școală, adică s-au făcut niște cheltuieli. Și vreau să le aducem toate, să le dumneavoastră să le aveți, ca să știți. Exact. Să votați în cunoștință de cauză. Exact, să votăm în cunoștință de cauză, deci am dorit ca până la, nu să fim puși cu raportul în față atunci, în ziua de ședință, în prealabil, mail-urile funcționează, să găsim domnul primar, raportul lor. Propunerea asta, de la început nu trebuia să o discutăm. Primul rând e ridicol, vom avea primii polițiști șomeri din țară. Posibil că da, posibil că da. Iar a doua, putem bănui că PNL-ul vrea să fraudeze alegerile viitoare, da. Desfiind sunt și poliția locală. Domnul consilier, sunteți aici, sunteți în eroare. Vă spun eu, poliția locală nu s-a ocupat. Poliția locală nu s-a ocupat niciodată de alegeri. N-are nicio atribuție. Are una. Păstarea unui amasticului. Să înțeleg că dumneavoastră ați folosit-o, nu? Să înțeleg că dar poate fi ceva. Doar numai dacă ați folosit-o PSD-ul și n-aș urmă. Poate fi. Asta s-a disculpat deja. Să nu vă băgați în treaba asta cu reclamitarea. Bun. Eu aș vrea să vă asigur că toate cifrele și datele care vor veni la dumneavoastră vor fi corecte, ca dumneavoastră să puteți lua o decizie. Și faptul că avem poliție șomer sau asta, putem să avem șomer și administrator public și altceva, asta e voința dumneavoastră. Primarul ăsta poate să fie șomer. Da? Nu, vă pot informa că municipii mari au desființat de mult poliția locală. Da, da. Da. De exemplu, cum un Clujul poți încerc, da? 200 unul din cele mai dezvoltate orașe. Dar nu s-a votat acum, haideți să vedem. Există și o petiție la nivel național. Bun, și la ce este... Asta nu era, nu era întâmplit. Domnul Păzire, cel mai important lucru este din observația domnului Rapi. Orice consilier are voie să facă o discuție. Dumneavoastră a spus că nici nu trebuia pus în discuție. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră veniți cu o solicitare și nu o punem în discuție, cum vă simțim? Asta era valabil pentru Consiliul trecut. Nu, dar regulamentul nu aveați voie să puneți în discuție anumite lucruri. Aveți ce aveți voie. E un consiliu democratic. Să vină singur, nu trebuie să facă o majoritate, absolut. Să vină cu o propunere, de fapt asta este esența Consiliului Local. Dar ca să nu fie atâtea discuții, luați frumos și mergeți la lume să vedeți că nu sunt de acord cu poliția locală. Să nu cadă consilierii divină că băi, e consilier. Nu, asta e ideea, este să analizăm raportul cu așa. Noi nu ne antepronunțăm. Eu zic să avem răbdare. Eu vă promit că o să fac cel mai documentat material. Să luăm o decizie obiectivă. Eu vă promit că vă fi foarte atent. Da, domnul. Mă voi documenta. De executivului. De suspendare, de desfințare. De amânare. Eu voi face o documentație și vă voi propune dumneavoastră o variantă care mi se pare mie, ca și primar conducerii, viabilă. Dacă dumneavoastră nu o să fiți de acord cu ea, atunci o să vedem. Practic, atunci nu propunem, nu mă antepronunț. Vă spun sincer, la momentul acesta, nu am în interiorul meu o concluzie. Sunt și aspecte pentru, sunt și aspecte împotrivă. Le analizăm pe toate, tragem o concluzie. Pentru că, până la urmă, eu rămân cu polițiștii ăștia. Exact. Nu. Trebuie să o gândim și ca o reducere a numărului. Da, este o variantă. Da? Haideți că vedem cum facem, da. Să facem ce mai bine. E o problemă gingașă. Să fim, da. În concluzie... Ce grijă aveam eu că ăștia care acum un an erau șomeri și acum sunt polițiști și locali o să rămâi iar șomeri. Nu cred că o să poți să dormi la noapte. La muncă, la muncă. La muncă, domnul doctor. La muncă. La muncă, că
mereu afișăm că angajăm, mai angajăm. Dumneavoastră aveți niște concepții de dreapta și eu de stânga și normal să avem poziții diferite. Da, sigur. Și este normal să luăm în seamă orice propunere. Orice propunere. Dați-mi voie să susțin această democrație. Păi, asta este esența democrației. Drepturile dumneavoastră, dacă vă sunt respectate, Alex. Bun. Eu vă mulțumesc că... La diverse, dacă are cineva ceva la diverse propunere... Nu, sunt... Nu. La diverse, colegul meu, Potescu, a cerut... Lipsește, a făcut o cerere pentru o explicație scrisă. Nu am primit așa ceva. În timpul ședinței a fost făcută. Da, despre zidul domnului Morar. O construcție care s-a făcut. Avem... Nu s-a prezentat încă. Asta e o interpelare. Cumva, adică să grăbească. Da, la ședința următoare o să... Pe urmă vreau să mai prezint un caz. Poate primăria cu organele ei va ajuta. Domnule, am rămas impresionat în campania electorală când a spus că până la ultima bătrână din sat să ajungă curentul electric, telefonul. Avem o bătrână la șosea. Inundația i-a rupt puntea și de două luni sau de când au fost inundațiile a făcut o cerere la primărie să-i se acorde un sprijin, în utilaje măcar, să-și repare podul. Bătrâna se numește Ganea Geta și acum trece prin curtea pensiunii Eden ca să poată ajunge. Da. Deci să aveți în vedere și răspunsurile astea două. La cetățean, am peste 85 de audiențe, am fost personal la acești oameni. În schimb, domnul consilier, noi avem conturile blocate de a treia zi de când am venit la putere. Cum poate un primar să ajute un cetățean fără bani? Îi dă sfaturi. Că dacă vorbim de ajutor... Nu ajutor în bani, nu un ajutor. Haideți să vă spun. În schimb, avem acum, vine un proiectant. Lucrători. Sunt câteva poduri care cad în apă, ăla de la Cișmea și altele. Adică o luăm și noi pe priorități. Da. Încercăm să o ajutăm și pe doamna Ganea, că... Știți, vă înțeleg, da? Îmi pare rău că veneam și eu cu 10 propuneri în Consiliul Local să-i ajutăm, să vedem de unde și găsim de sus. Ultima bătrână de acolo. Dar mai e ultima știți ce îmi place? Că dumneavoastră sunteți foarte aplecat pentru a ajuta oameni. Dar acești trebuie să fim aplecați pentru a găsi resursele necesare. Dar nu știu, de 16 ani, de ce nu s-a întâmplat nimic cu ajutorul ăsta până acum? Asta e problema. Ce nu s-au reparat pârâiele alea astfel încât atunci când vine inundația să nu ajungem în situații de genul ăsta? Ce s-a făcut un proiect european pe care aceste... Atunci când existau aceste fonduri. Pentru același motiv, pentru care România e ultima țară în Uniunea Europeană. Niciun pârâu. Să slăni cu ultimul oraș să fie din... Dar primul cu polițiști și omeni. Atâția... Păi deja anticipați, domnul, că spuneți că nu anticipați. Aveți votat pentru așa? Domnul consilier, veți vota pentru șomer, nu? Nu. O să le transmit mesajul dumneavoastră, polițiști. Mulțumim frumos, mulțumim pentru participare. Uitați-vă. Mai e o